Marți a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local de Vamp, care a avut pe ordinea de zi două puncte. Este vorba despre proiectele privind renovarea energetică a fostelor școli generale 2 și 6, valoarea investițiilor fiind de aproximativ 3 milioane de euro cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acestea fiind aprobate în unanimitate de către consilierii locali. Acestea sunt primele două proiecte cu finanțare prin PNRR depuse de Municipalitatea din Deva, iar în ședința ordinară de joi a Consiliului Local vor fi supuse spre aprobare și altele. Valoarea acestor investiții, conform primarului Florin Oancea, urmând a depăși suma de 8 milioane de euro. Am convocat ședința de îndată și le mulțumesc consilierilor care au participat și au votat în unanimitate primele două proiecte depuse pe PNRR. E vorba de două unități de învățământ, Școala Generală numărul 6 și Școala Generală numărul 2 din Deva. Valoarea depășește 3 milioane de euro, iar în ședința ordinară de poimine, deci de joi, vom aproba probabil încă 4 proiecte pe PNR, pe clădiri publice, deci undeva în total peste 1 milioane de euro. Primarul Devei, Florin Oancea, a mai declarat că vor mai fi și alte proiecte și le-a transmis celor care până cu puțin timp în urmă susțineau în mediul online că Deva nu va accesa fonduri prin PNRR, că s-au înșelat. Vor veni, bineînțeles, și celelalte proiecte, vor fi multe proiecte, ne avem răbdare și muncim, ne facem treaba, iar cei care critică, e dreptul să critique, dar vor vedea că s-au înșelat. În ședința de Consiliu Local de joi, 28 aprilie, vor fi anunțate și proiectele eligibile care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul general al municipiului Deva, conform legii 350.